160. La 100 la oră, uite cum faci cu el. Efectiv n-ai nicio frică să te lași cu el pe curbe. E de 100 de ori mai mișto decât o mașină. Bună ziua, dragi iubitori de adrenalină! Astăzi ne jucăm cu un Piaggio MP3 de 500 de centimetri, cel mai mare din gama lui. Motocicleta cu 3 roți. Este o alternativă foarte bună pentru cei ce nu au categoria A, dar totuși vor să meargă pe o motocicletă. De fapt, e ceva similar cu un maxi scooter. O să vedem dacă ne place sau nu. Cam așa arată. Un model destul de nou, cel mai mare din clasă. An 2019, are 43,5 cai, motor de 500 de centimetri. Modelul de față are și o tobă foarte, foarte mișto, Akrapovic. Se poate conduce cu categoria B doar dacă există această pedală de frână ce acționează toate cele trei roți. E similar cu un Can-Am? Nu, n-are nicio legătură. Am un clip despre Can-Am, îl găsiți în descriere. La fel, o alternativă foarte bună pentru cei ce doresc o experiență așa de plete în vânt. Avem niște arcuri roșii care dau o alură sport. Cam așa arată din spate. O roată spate destul de groasă pentru un scooter. Este foarte mare și destul de greu, are 282 de kg. Să vedem cum se simt atunci când ieși pe el. Suspensia față se poate bloca, dar doar atunci când stai pe loc. Când ai depășit 2000 de rotații pe minut, s-a deblocat. Are un singur cric, cel de spate. Hai să vă arăt portbagajul care se deschide de aici. Un spațiu imens pentru un scooter. Poți să bagi o cască full face și probabil toate cumpărăturile de la Mega Image. Ok, hai să ne urcăm un pic pe el. Să vedem ce știe să facă. Cheia aici. Se pune contactul. Arată fix ca o mașină. Aici avem martorii. Vitezometru indică până la 180. O să-i dăm blană să vedem cât se duce. Turometru până la 10.000 de ture. Pe ghidon on-off. De aici se pornește. De aici se blochează suspensia față până în 2000 de ture. Ți indică aici când e blocată și când nu. Doar când stai pe loc. Ok. De aici se deschide portbagajul, de aici se închide ASR-ul. Are și manșalier. Primul scooter pe care îl văd cu manșalier. Este un manșalier electric. Fază scurtă sau lumini de zi. De aici dai fază lungă. Aici sunt cele clasice, comenzile clasice. Stânga-dreapta, semnalizare, claxon și avarie. Aici avem frâna de mână. Când e așa, e trasă. Când e așa, e lăsată. Frâna de picior de care vă spuneam, care dacă nu există, nu poate fi condus cu categoria B. Deci sunt și MP3-uri care nu au acea frână și nu pot fi conduse cu categoria B. Hai să ne jucăm un pic cu el, să vedem ce știe să facă. Primul feeling e că e foarte greu. Deși are un motor de 500 de centimetri, nu accelerează așa tare. Nu înțeleg de ce clipește ASR-ul ăsta în continuu. O să-l dezactivăm mai bine. Wow, cât de stabil pare pe curbe. Lana. Ajunge foarte repede la 100 și nu simți. Deja am 120 și chiar nu se simte. Vai, dacă te încredere, îți dau amortizoarele astea. Nu se simte absolut deloc viteza. Sunt foarte surprins de cum absorbe suspensia asta de nivelările. Efectiv nu le simți. Și poziția e foarte comodă. O, cât de stabil pare. De fapt, cât de stabil e. La 100 la oră, uite cum faci cu el. Cumva mă așteptam să accelereze mai agresiv, mai puternic. Îmi
pleacă greu. Are și 282 de chile, ceea ce na, destul de mult. E, acum e acum, să vedem dacă încăpem printre mașini. Am destul de multe emoții, așa că pare foarte lat. Hai să vedem, ne-a făcut loc. Bine că ne-au făcut toți loc și ne blocăm de asta cu motoreta. Se ține destul de ușor pe loc. Deși e greu, probabil când îl lași pe o parte. Da, într-adevăr, tragi destul de mult de el ca să-l aduci înapoi. Mi-aș fi dorit să aibă o plecare mai rapidă puțin. Avem loc? Bă, e cam măricel. Și dacă vrei să stai cu picioarele sus, pur și simplu blochezi asta, pui picioarele sus, s-au blocat suspensia față și îl ține drept. Și când pleci, se deblochează singură. S-a deblocat. Cum ai depășit 2000 de ture, s-a deblocat suspensia. Ajunge foarte repede la 60-80. Dar n-are demaraj, nu simți că te împinge. E puțin cam mare pentru a te strecura printre mașini, dar oricum o să fie incomparabil față de o mașină. Adică e o alternativă minunată pentru o mașină. Eu spun că e un pic cam mare comparând cu Vespa, care da, Vespa e mai mică decât asta. Dar dacă îl compar cu o mașină, e de 100 de ori mai mișto decât o mașină, decât să stai în trafic. Prețul acestei jucării e pe la 10.000 de euro, TVA inclus. Dar sunt și variante mai ieftine decât asta, de 300 de centimetri. Efectiv, n-ai nicio frică să te lași cu el pe curbe. Dar atinge cricul, dacă te lași prea mult. Hai să vedem de la 0 la top speed cum accelerează. Lana. Hai să tragem și o concluzie. Ce ne place? E comod, are suspensia super mișto, frânează foarte bine, stabil, super stabil, la viteză mare, se conduce foarte ușor. Ce nu ne place? Că e cam mare pentru oraș, că nu are așa mult demaraj la plecarea de pe loc și că nu se blochează suspensia față automat ca să-ți rămână stabil când stai la semafor. E o alternativă pentru mașină? Categoric da, e super tare, mai ales pentru cei ce nu au categoria. Deci ne luăm? Ne luăm, că ne place. Hai, dacă v-a plăcut, dați un like, un share și un subscribe. Dați și prietenilor, ne auzim la următorul. Ciuți!